Domnia i-a fost marcată de numeroase lupte. După propria sa mărturie, Ștefan cel Mare a purtat 36 de bătălii, din care a câștigat 34. Printre cele câștigate se numără și bătălia de la Lipnic, singura bătălie care a fost purtată de Ștefan cel Mare pe teritoriul Republicii Moldova de astăzi și una dintre cele mai mari victorii ale sale. Prima jumătate a domniei a fost marcată de războaie. Cea de-a doua parte a domniei, Ștefan cel Mare, s-a ocupat îndeosebi de ctitorirea de biserici și mănăstiri, construind chiar și câte două în același an. Tradiția vorbește de un număr de 40 de lăcașe sfinte. Deși Ștefan cel Mare era cinstit ca sfânt de către popor încă de la moartea sa, recunoașterea oficială sfințeniei domniei sale de către biserică a venit după câteva sute de ani. Acum 25 de ani, în anul 1992, a fost împlinit actul oficial al canonizării lui Ștefan cel Mare ca domn binecredincios, stabilind și ziua cinstirii sale, ziua de 2 iulie. Ștefan, domn cel Mare, stimați spectatori, și bine ați venit la sărbătoarea noastră cu genericul De la lume adunate, ediția a doua. Sărbătoarea de astăzi, ansamblul Teiuș, îi le mulțumim din tot sufletul că el, cum v-am spus până înainte, ne duc onoarea satului comunii Lipnic prin tot raionul și după raion în toată Republica și le doresc lor multe succese și tradiția care este pornită să meargă și mai departe. Vă doresc sănătate, succese, realizări cât mai bune și la mai mult și la mai mare. Ansamblul folcloric Teiuș anul acesta împlinește 5 ani de activitate. Respectând frumoasă tradiția moldovenilor, ca la sărbători oaspeții dragi să fie primiți în Casa Mare, și noi vă invităm în a noastră Casa Mare pentru a vă prezenta un spectacol de sărbătoare. Să petrecem împreună, să petrecem împreună.
Invitata noastră ce urmează să o invităm în scenă, din fragedă copilărie a fost captivată de muzica populară, de-a lungul anilor de studii a participat la mai multe concursuri naționale, dar și internaționale, învrednicindu-se de locuri de frunte. În ultimul an a ocupat locuri premiante la concursurile Drag Mii Cântecul Străbun, Orașul Bălți, Victor Paterău, ediția 16-a, Orașul Drochia și bursa concursului Tamara Ciobanu, Orașul Chișinău. Adriana Coroma, cu cântecele La Casa de Omenie și Oare Ce Mai Face Mama? Eu cu tine ar face casă, trai la-i diri-diri-da.
Mândruliță arătoasă, trai de da tai da, el cu tine pe și casă, trai la de da. Eu sunt cu frumos în lume, trai de da tai da, și nascul de gura lumii, trai la de da. Ascultați-mă și spun, trai de da tai da, cel frumos ale și bun, trai la de da. Ascultați-mă și spun, trai de da tai da, cel frumos ale și bun, trai la de da. Orătul ale și rău, trai de da tai da, da, el nu-i din neamul meu, trai la de da. Orătul ale și rău, trai de da tai da, da, el nu-i din neamul meu, trai la de da. Cel și n-are drag de viață, trai de da tai da, nu știe a sprijin brață, trai la de da. Cel și n-are drag de viață, trai de da tai da, nu știe a sprijin brață, trai la de da. Nici nu zic de altceva, trai de da tai da, că s-ar mântui lumea, trai la de da. Mai tare, apa inimă durere.
propun spre audiție un cântec de petrecere intitulat Zărzărică, zărzărea. Zărzărea, zărzărea, zărzărea.
Moldoveanul cântă, la nuntă cântă, la botez cântă, când merge la cătănie, cântă. Cântecul de cătănie ce urmează, astăzi îl auzim într-o variantă nouă. Prezentatoarea noastră, doamna Olga Vlad, să ne vină de fiecare dată cu câte o surpriză, cu un cântec, o baladă, o romanță, luate din lada cu zestrea spirituală a neamului nostru. De data aceasta, dumneei vine cu o poezie, o poezie luată de la părinții dumneei, lăsată moștenire, o poezie despre trecut și prezent. În scenă, doamna Olga Vlad. O poezie veche de tot, adusă prin ani, de tatăl meu de 89 de ani. Altă dată și acum. Pe pământul strămoșesc pacea, tihna azi domnesc. Fără frică muncitorul își lucrează câmp ogorul și culege după plug pâinea-n anii de belșug ca să aibă pentru ai săi și când vin de sus ani răi.
alte vreme era înainte, le cunosc cei din morminte, rar putea să-și vadă lanul, se cera de grâu săteanul. Când era mai plin, mai des, bobul spicelor peșes, vuiet aducea vântul în zbor și gebea al meu popor, că cum lupii sar la oi, astfel ne tăbărau pe noi. Hai te negre, hai te mari, când de turci, când de tatari. Din hârleț atunci, din coasă, arme, paloșă tăioasă, lânci-și păureau străbunii ca să lupte cu păgânii. Se luptau bărbații cete, iar copii, femei și fete, cu moșnegii cei cărunți, rătăceau pribegi prin munți. Iar femei, fete, copile și bărbați rămași cu zile, înapoi când se întorceau pe la cuiburi, ce găseau? Scrum, tăciuni în loc de casă, iar în loc de vite, oasă, și din vatra dărâmată chiar cenușa spulberată. Vai, prin ce foc și nevoi am trecut sărmani de noi, că te miri, te-ntrebi sub soare, cum mai stăm azi în picioare? Nevoiași, încercând să ia de la bogați și să dea celor săraci. Nu-i de mirare că oamenii i-au iubit și încă își mai amintesc de ei în cântece. Vă propunem și noi spre audiție câteva cântece haiducești. Pe jocoi să mă răzbun la o margine de drum și la nimeni să nu spun. Șapă să mă fac haidu-mă, care-a totului să apucă. La vestitul bolboceanu, de haiduși că fii la că mi-e drag ca
merge la pat, apoi face popa. Thank you.
ești împușcat, măi, mare Radule, bă. De Radule legal, că de nu ești împușcat, măi, mare Radule, bă. Thank you.
Domnului Ciocoiului măi, mi-e scutură de argint, măi, și judecă ca pe sfinți, măi, la nuta ta mai.
poate sta. Măi, dragă măine, numai una poate sta. Marine, marine, putrecuri într-o basma. Măi, dragă măine, putrecuri într-o basma. Marine, marine, ștergeam ochii și plângeam. Thank you.
Copiii rămâneau acasă, având în seama lor muncile câmpului și treburile gospodăriei, iar bărbații străbăteau cu oile dealurile din vecinătatea satului și chiar mai departe. Duceau dorul familiei de primăvara până toamna târziu. Să vă mulțumim!
Următorul cântec este dedicat, nu știu, despre poate unul cel din cel mai important accesoriu costumului național bărbătesc, căciula. Moșenii purtau căciulă, semn de bărbăție, vrednici țineau pe frunte cu multă mândrie. În decembrie 2016 ocupă locul 2 la Festivalul Cetelor de Bărbați Colindători, organizat de Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în colaborare cu canalul de televiziune Moldova 1. Teiuș, participant la mai multe emisiuni televizate. Sunetele dulce ale cavalului, să mulțumim încă o dată celor mai activi informatori. Regretata Paulina Chiriac. Regretata Elizaveta Coval. Doamnele Anastasia Morar, Olga Vlad, Maria Cibotar, domnii Toderică Rusu și Vasile Moroșanu. Aplauze pentru informatori. Acum oferim cuvântul doamnei Ludmila Belonoșca, șef, secția Cultură, Ocnița. Vreau să vă salut în această splendidă sală și vă zic, Hristos s-a înălțat. Vreau să vă felicit pe toți cu această înaltă sfântă sărbătoare. Este o zi foarte importantă pentru răunul nostru, pentru că s-au îmbinat un șir de manifestări astăzi. În primul rând este hramul la Hădărăuți,
Rana Ocnița, am fost invitat, dar cu regret n-am reușit, că am avut încă câteva manifestări. Deci la Școala de Arte Teodor Negare a avut loc astăzi spectacolul de dare de seamă a elevilor față de părinți, față de profesori, față de tot raionul. Și iată, deja aceasta este a treia manifestare ce se desfășoară astăzi pe pământul ocnițan, în acest frumos sat cu oameni gospodari, cu un istoric extraordinar al acestui pământ moldav. Lucian Blaga a spus, veșnicia se naște la sat. Și iată, asta ne-au demonstrat-o astăzi acești bravi flăcăi, frumoși, extraordinari, care ne-au adus acest arsenal de cântece folclorice, de lucrări culese de aici, de la noi, de la nordul Moldovei, în special din satul Lipnic, pentru că se străduie cu adevărat această perlă a neamului nostru să o ducă, să o transmită tinerii generații. Și iată, această tineră generație, o vedeți că este între bravii flăcăi. Și astăzi mi-a plăcut o frază, o spunere a lui domnul Țopa, vicepreședintele raionului, a zis așa, că într-un colectiv, dacă persistă cifra de maturi, este o comedie. Dacă persistă cifra de tineret, este o tragedie. Dar dacă sunt și ceilalți, este o armonie. Și iată, această armonie noi astăzi am văzut-o în scenă. Au cântat toți, eu nici nu știu cum să zic, cei că divizau vocile, le divizau pentru a se îmbogăți acea lucrare. Dar m-a mirat mult, chiar spuneam colegilor mei, că n-am văzut o foiță. Ei știu toate cuvintele, oameni buni. Vreau să știu de la conducător, dumneavoastră, știți câte lucrări le aveți în program? Îndeopște în programă de 5 ani de zile, de cel an jubilear pe care îl aveți astăzi. Nu știm, fiindcă asta e cu departe, noi întregul repertor, noi avem multe lucrări speciale, adică cântici pascale, nu unul, nu două și nu trei, colinde, deci cântece pentru Crăciun, sunt foarte multe cântici care acum nu le-am nu la temă. Nu știu nimic, data viitoare să-mi spuneți cifra, că trebuie să fie o cifră enormă. Ce a avut loc festivalul cântecului pascal, cânta voi domnului meu. Ne-au adus tiușii trei colinde către Paști, foarte frumoase. Știți, și vreau să vă zic că, într-adevăr, am fost surprinși, plăcuți, că atunci când au răsunat ultima lucrare și când cântau Hristos a înviat, cu atâta o dăruire de sine, și în timpul ăsta, sus acolo, în cer, a început atuna. Dar atuna încet, încet de tot. Vă dați seama, parcă era, într-adevăr, se îndeplinea un ansamblu în ce își interpretau. A ajuns la Bunul Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, au cântat-o cu sufletul, cu inima. Și vă zic că am un... Aș spune foarte multe cuvinte. Știți de ce? Foarte multe lucrări astăzi le-am auzit. Dar varianta ciobănească, ați văzut și... Când au luat drăgeaua în mână și se mai sprijină, încă mai bine au început a cânta. Ești bravo, ești extraordinar. Dar vreau să mai menționez că am zis nu întâmplător de cele trei activități care au avut astăzi loc în raionul nostru, pentru că în acest faimos colectiv a dumneavoastră, trei absolvenți, nu doar domnișoara Vacnova, domnișoara Goreaci, domnișoara Goreaci, vine te rog la mine, draga mea, unde ești puiu? S-a dus pe fluier. Păi, dar mai sunt care ei nu cânte. Îmi pare că nu mai sunt instrumente la care nu cântem. Deci, Iulius vine lângă mine, așa Iulius, și vine încoace. Frumosul, dobara. Așa, numai Adriana nu ne lipsește, se vede că într-adevăr fetița a plecat, dar foarte rău. Iată, acești trei absolvenți astăzi au primit
primul document al lor, o zic document, dar știți de ce? Pentru că e cel certificat pe care în viața asta ar putea de acum să le pună o temelie a vieții. Pentru că poate acest anume document, vedeți cum o zic eu, o să vă ajute să vă apreciați. Dar cred că aprecierea să fie totuși domeniul culturii. De ce? Pentru că ei de mici copii au crescut în scenă. Și a făcut-o astăzi bine și în orchestra care a răsunat în scena noastră. Și a făcut-o în permanență. De ce? Eu vreau cu aplauzele dumneavoastră să-i felicităm pe acești absolvenți, să le dorim un drum bun. Am în vedere pe domeniul culturii, pentru că ei mai au de învățat, pentru că tineri ei. Și să știți că vă cred că te iu și nu vă da voie să plecați din colectiv, să fiți în permanență alături de dumnealor. Și pe urmă îți pleca la învățitură și să mai vine înapoi și îți învăța voi de acum cânta bine. Și vreau să mulțumesc foarte mult domnului moderator, doamna Olga, mă închid în fața dumneavoastră, de aceea cu permisiunea conducătorului colectivului, acest buchet de flori este pentru dumneavoastră, pentru că îl meritați, îl meritați din suflet. Astăzi nu ne-ați cântat balada, nu ne-ați cântat romanța, dar ne-ați citit versurile extraordinare. Știu că sunteți o doamnă cu, iar mă repet, cu un arsenal extraordinar de folclor. Aveți absolut tot în dumneavoastră și iubiți mult ceea ce faceți. Felicitări și vă mulțumesc din suflet pentru munca depusă. Cum zice, priz în studio. Am ușa să zic și eu. Acum, fiindcă astăzi au băieții cei 5 ani de zile, ei încă sunt micuți, de la fac pași în viață. Iată acest set de cănuțe m-a străduit să fie cât de cât măcar ornamentul ce vorbește tot despre obiceiurile, despre tradiții noastre, despre ornamentul din costumele noastre naționale. Și să vă mânează, te rog, că bă, nu a crede că pentru dânsul. Așa. Vă mulțumesc mult pentru că într-adevărul meritat. Să trageți atenția și dumneavoastră și colectivul. Acum și o să fac așa o rotație ca să vă dați seama în ce vestimentație eu astăzi sunt îmbrăcată. Ați înțeles? Vreau să-i rog să mă primească în colectiv. Și m-am gândit, îmi îmbrac și eu măcar stumanul. Altfel nu mă mai primesc aici. Las fie roșu. E roșu. Și aici n-am nimerit, e roșu. Bună, îți fac de mai multe culori. Îți fac de tricolor. Bine, asta a fost o glumă mică de tot, dar încă o dată vreau să repet. Este un colectiv extraordinar. Că îl apreciem noi aici, asta e una. Tot colegilor în sală spuneam că zic că e timp să-i ducem undeva. Noi trimitem, dar îi ducem. Trebuie undeva să ne pornim. Vă zic cinstit, dacă anul trecut ați observat, dar nu anul trecut, primii ani apăreau lucrări, acum de acum băieții au o programă de o oră jumate, pentru că asta este și spectacolul de dare de seamă ca colectiv cu titlul onorific model. Și de aceea de acum avem o programă, un program întreg, unde care am putea să parcurgem chiar și cu spectacole întregi a acestui faimos colectiv. O vorbesc pentru domnul primar, pentru domnul Cușnir. Domn primar, trebuia să găsim transport. Eu pun spectacole noastre transportul. Și o facem? O facem. Așa că încă o dată în aplauzul noastră, le mulțumim mult tuturor. Vă stimăm, vă iubim, sunteți un colectiv al nostru, al neamului nostru, al raionului nostru, al pământului nostru. Și o faceți bine, pentru că, într-adevăr, scoateți din anonimat ceea ce avem noi mai scump, zestrea neamului. Vă mulțumesc! Ne drumul ca tot, ne drumul ca tot, ne devem de prăvălit, ne devem de prăvălit.
meșteșugașilor de astăzi, pentru aplauzele dumneavoastră, pentru zâmbetele dumneavoastră. Vă mulțumim mult, vă dorim și dumneavoastră, membrii colectivului Teiuș, vă mulțumim mult pentru adevărata sărbătoare a sufletului pe care ne-ați prilejuit-o astăzi. În veacul nostru a computerului, a informațional, a aduna doar cu vocea și cu așa instrumente simple este o mare minune. Vă mulțumim! Vă dorim tuturor sănătate, împliniri și succese! Ansamblul etnofolcloric Teiuș.